La prânz ce mâncăm, iubita? Ciorbiță? Ciorbiță de legume a făcut mami? Copiii din creșele constanțene vor mânca mai sănătos. Se vor înlocui cartofii cu broccoli, carnea de pui cu cea de curcan, iar pâinea albă va fi înlocuită cu cea cu semințe. Astfel, cei mici își vor educa gustul pentru a mânca hrană sănătoasă și vor fi mai puțin tentați de semi-preparate. Meniul copiilor din creșe va fi unul mult mai sănătos. Este promisiunea pe care o face administrația locală părinților care și-au înscris copiii la unitățile de stat. Inițiativa îi bucură pe părinți, pentru care de multe ori masa copiilor de până la 3 ani este o adevărată provocare. Clar, o părere foarte bună. E cel mai important lucru pentru copii să fie un meniu sănătos și adaptat fiecarei vârste. O părere foarte bună, pentru că noi și așa încercăm să le dăm cât mai sănătos. Meniurile pentru cei mici au fost concepute sub coordonarea unui nutriționist și vor fi implementate treptat. Specialiștii spun că printre beneficiile pe termen lung ale consumului de alimente bio, cel mai important este reducerea riscului de obezitate infantilă. Pentru ca cei mici să se obișnuiască însă cu un stil alimentar sănătos, este important ca și părinții să le asigure acasă o alimentație echilibrată, fără exces de dulciuri sau preparate tip fast food. Fructele și legumele bio sau organice au un gust mai bun, au mai multe vitamine, mai multă vitamina C, iar carnea și laptele va conține mai multă proteină și mai multe grăsimi nesaturate. În același timp, folosirea unor alimente curate, cu mai puține pesticide, va reduce riscul ca ai noștri copii să dezvolte intoleranțe alimentare și alergii. Meniul sănătos îi va costa mai mult pe părinți, însă decizia a fost luată cu acordul lor în toate creșele din județul Constanța aflate în administrarea primăriei. Meniul copilașilor va fi 80% va fi meniu bio. Ne vom asigura că tot acest meniu, producătorii sunt producători agreați, că tot, vom ști tot traseul mâncării care va ajunge în farfuria copilașilor și este un traseu controlat, astfel încât să ne asigurăm că nu este doar pe hârtie bio, ci este un lucru real când vorbim despre bio, mai ales că vorbim de copilași care sunt în proces de creștere. Municipalitatea face și demersuri pentru construirea a două noi creșe cu bucătării proprii în Constanța. De altfel, administrația a primit deja undă verde de la Compania Națională de Investiții pentru finanțarea unităților de învățământ. Avem cele două creșe aprobate de cei de la CNI. Am primit un set de documente pe care trebuie să le completăm și suntem la nivelul la care direcția tehnică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială se ocupă de fiecare document și noi ne-am propus ca la finalul acestei luni, într-o ședință normală de Consiliu Local, să trecem hotărârile de Consiliu de predare a amplasamentului către cei de la CNI. Dacă procedurile vor decurge fără probleme, construirea celor două creșe va începe în prima parte a anului viitor.